Republica Moldova pledează consecvent pentru retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum și pentru transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă cu mandat internațional. Declarația a fost făcută de ministrul afacerilor externe și integrării europene Tudor Ulianovski în cadrul reuniunii ministeriale anuale a OSCE, care s-a desfășurat în aceste zile la Milano, Italia. În opinia ministrului Tudor Ulianovski, acestea și alte măsuri de întărire a încrederii și de sprijinire a populației contribuie efectiv la apropierea dintre cele două maluri ale Nistrului și la crearea unei atmosfere propice pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean. În context, Tudor Ulianovski a invocat rezoluția adunării generale a ONU cu privire la retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, atrăgând în particular atenția asupra pericolelor serioase de natură umanitară și ecologică pe care le comportă stocurile de muniții de la Cobasna. I take delight in thanking all partners and colleagues. Mulțumesc celor 57 de state participante pentru sprijinul acordat în adoptarea declarației cu privire la procesul de negocieri în formatul 5+2, în care este reiterată hotărârea fermă de a contribui la identificarea unei soluții pașnice, cuprinzătoare și durabile pentru acest conflict, bazate pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, cu acordarea unui stat special pentru Transnistria. Într-un context mai larg, ministrul Tudor Ulianovski a pledat pentru intensificarea eforturilor privind reglementarea conflictelor din arealul Guam, subliniind importanța respectării suveranității și integrității teritoriale a statelor în cadrul frontierelor lor recunoscute pe plan internațional.